Să considerăm funcția definită pe R cu valori n, dată prin f de x e 1 pe 4x plus 1 și să reprezentăm punctele de intersecție ale reprezentării geometrice al graficului funcției f cu axele de coordonate. Bineînțeles, după ce reprezentăm punctele de intersecție, putem să reprezentăm și graficul funcției f. În primul rând, voi trasa sistemul cartezian de coordonate, unde vom uni cele două puncte obținute la subpunctul A mic pentru a obține dreapta ce ne reprezintă geometric graficul funcției f. Notăm cu A punctul de intersecție dintre reprezentarea geometrică a graficului funcției f și axa OX și întrucât A se află pe OX, OX este dreapta pe care toate punctele au ordonata 0, obținem că B-ul trebuie să fie 0. Pe de altă parte, cum A de coordonate AB se află pe reprezentarea geometrică a graficului funcției f, f de A trebuie să fie B. Și atunci, înlocuind f de A cu 1 pe 4A plus 1, obținem un sistem de două ecuații cu două necunoscute. 1 pe 4A plus 1 trebuie să fie B, care la rândul lui e 0. Și atunci, obținem că A-ul este minus 4 și B-ul e 0, deci coordonatele punctului A sunt minus 4, 0. Îl putem reprezenta, A de coordonate minus 4, 0 e punctul comun reprezentării geometrice a graficului funcției f și axei OX. Să ne ocupăm în continuare de punctul de intersecție cu OY, pe care o să-l notăm cu B. B de coordonate, C mic de mic. Cum B se află pe reprezentarea geometrică a graficului funcției f, f de C trebuie să fie D. Și cum pe OY toate punctele au abscisa 0, C-ul trebuie să fie 0. Și atunci, înlocuind f de c cu 1 pe 4c plus 1, obținem că 1 pe 4c, adică 0 plus 1, e d și c e 0. Deci coordonatele punctului B sunt 0, 1. Îl putem reprezenta. Și atunci, reprezentarea geometrică a graficului funcției f se obține destul de ușor, reprezentând dreapta ce unește cele două puncte, dreapta ce trece prin cele două puncte. Destul de simplu. Reprezentarea geometrică a graficului funcției f e dreapta AB. Vă propun să rezolvați exercițiul 5'. Acesta este un exercițiu asemănător exercițiului 5. Dacă vă sunt de folos informațiile date, urmăriți canalul de YouTube Mate cu Matei, deoarece urc periodic noi materiale. Pentru a vă abona, urmați linkul subscribe, iar dacă aveți nelămuriri, exprimați-le în comentarii. Succes!